Bună! Sunt Codrin Țapu, profesorul tău de psihologie, și astăzi vom vorbi despre memorie. Dar ce este memoria? Este procesul de fixare, păstrare și reactualizare a informațiilor. Fără memorie, viața noastră ar fi foarte dificilă, ar fi chiar imposibilă. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla dacă nu ne-am putea aminti nici măcar cine suntem, unde ne aflăm. Și așa mai departe, dacă, de exemplu, atunci când ne-am trezit dimineața, nu am mai ști unde ne-am culcat, adică nu am avea această continuitate a locului unde suntem. Ne-am trezit de fiecare dată ca niște noi născuți. Ar fi ceva greu de imaginat și greu de suportat, practic. Deci, imaginația asigură continuitatea dintre trecut, prezent și viitor. Este continuitatea noastră mentală. Pur și simplu, este funcția care asigură continuitatea minții și activității noastre psihice. Există o serie de clasificări ale memoriei. După durată, ea poate fi imediată, așa numită memorie senzorială, care durează câteva secunde, memorie de scurtă durată, durată de ordinul minutelor, și de lungă durată, ani sau decenii. După conținut, avem memorie episodică, memoria a ceea ce ni s-a întâmplat în viață, și memorie semantică, memoria cunoștințelor teoretice acumulate în școală. Da? Deci memoria episodică este memoria episoadelor de viață. De exemplu, absolvirea liceului, terminarea facultății și așa mai departe. Ce ne mai amintim dintr-o vacanță sau din diverse locuri unde am fost. Episoade deosebite. De asemenea, memoria semantică nu este legată de un anumit loc și un timp. De exemplu, nu ne amintim niciodată când am învățat cât fac 2 plus 2. Pur și simplu știm, da? Deci sunt niște cunoștințe teoretice care nu sunt legate de un anumit eveniment sau de un loc anume sau un moment de timp. Există și memoria procedurală, memoria procedurilor și tehnicilor de lucru, așa numitul know-how. Know-how-ul, da? A ști să faci ceva, a ști cum se fac diverse activități, cum se desfășoară ele. De exemplu, mersul pe bicicletă, memoria condusului automobilului, algoritmii de rezolvare a unor ecuații. Și de asemenea există și memorie productivă, atunci când ne amintim altceva decât am memorat. Da? Deci aici memoria se aseamănă cu creația, deci e o legătură între memorie și imaginație și creativitate. Memoria are nu doar funcția de a păstra continuitatea în timp a informațiilor, ci și de a le reorganiza, de a le reelabora, nu neapărat de a le falsifica, ci pur și simplu de a le îmbunătăți. Deci prin memorie, cu ajutorul gândirii, imaginației și altor funcții care participă la acest proces, da, cooperează cu memoria în prelucrarea informațiilor, se poate ajunge la produse noi, diferite de cele memorate. Procesele memoriei sunt următoarele. În primul rând avem de a face cu o fixare a informației, fixarea în memorie. Este un proces activ și selectiv, nu o copiere fotografică. Această fixare a cunoștințelor memorie poate fi voluntară sau involuntară, logică sau mecanică. Păstrarea informațiilor este și un proces activ. Nu ne amintim exact ceea ce am învățat, ci modificăm materialul în memorie. Păstrarea este cu atât mai îndelungată cu cât cunoștințele sunt mai bine înțelese. Deci în cazul memorării logice, bineînțeles că păstrarea este de mai lungă durată decât în cazul memorării mecanice. Și reactualizarea, al treilea proces al memoriei, este de două feluri. Recunoașterea informațiilor și reproducerea lor. Exemplu de recunoaștere avem atunci când rezolvăm un test grilă. Da? Deci recunoaștem varianta corectă dintre mai multe variante de răspuns care ni se oferă. Iar reproducerea atunci când rezolvăm un subiect la un examen scris. Da? Dăm răspunsul scris, trebuie să ne amintim. Nu ni se oferă niște informații, ni se oferă doar întrebarea și noi trebuie să debităm din memorie cunoștințele respective. Practic aceasta este reproducerea. Cum se poate îmbunătăți memoria în cadrul școlii? Prin explicarea și exemplificarea de către profesor, astfel încât cunoștințele să fie cât mai bine înțelese. Deci nu este suficient să predai niște informații, ci trebuie să dai și exemple, să explici cât mai bine. Trebuie să utilizezi exerciții și lucrări practice atunci când predai, nu ca profesor. Deci se memorează mult mai bine ceea ce este făcut în practică, ceea ce este realizat efectiv, nu doar cunoștințele teoretice. De asemenea, organizarea logică a materialului predat este foarte importantă. Da, o memorare logică cu participarea gândirii, da? Deci asta înseamnă, bineînțeles, memoria logică înseamnă memoria cu gândire,
Iar memoria mecanică înseamnă memoria fără prezența logicii, fără prezența gândirii. Deci cu cât este mai prezentă gândirea, cu atât materialul predat este mai bine înțeles. De asemenea, motivarea și cointeresarea elevilor pentru a învăța este foarte importantă. Extragerea ideilor principale și utilizarea de cuvinte cheie. Da? Deci tot ceea ce facilitează și face mai ușor de înțeles materialul contribuie la o mai bună memorare. Și nu în ultimul rând, repetarea periodică a materialului pentru a păstra memorie. Bineînțeles, nu este bine să repetăm de prea multe ori, pentru că atunci, în mod paradoxal, putem să uităm mai mult, dar nici de prea puține ori, pentru că și atunci intervine uitarea. E bine să păstrăm un ritm al repetărilor consecvent, da? Ele să fie la un anumit interval de timp, nici prea multe, nici prea puține, nici prea dese, nici prea rare, și ele să asigure o memorare bună. Aici depinde și de experiența de învățare a fiecăruia. Noi, în practică, ne dăm seama cam de câte ori trebuie să repetăm un material care să-l înțelegem. Și aici am ajuns și la problema uitării, da, odată cu această idee de repetare, ideea faptului că în absența unei repetări de suficiente ori se ajunge la uitare. Uitarea uneori este un fenomen necesar, ne scapă de o serie de informații, de un balast excesiv, dar alte ori uităm informații de care avem nevoie. Deci există și o uitare benefică, care ne eliberează memoria și face loc pentru alte informații mai importante, dar există și o uitare care ne face probleme și care poate deveni chiar patologică. Vă mulțumesc și vă aștept data viitoare la o nouă lecție de psihologie.